Bună ziua! Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. Le mulțumesc totodată și colegilor mei pentru prezentările făcute. O să vă spun în câteva cuvinte ce este Fondul Român de Contragarantare și cine suntem noi. Prin legea 312 pe 2009 prin ordonanța de urgență a Guvernului 23 a fost înființat Fondul Român de Contragarantare, o instituție financiară specializată sub forma unei societăți comerciale pe acțiune, având ca acționar Ministerul Economiei cu un procent de 68% și Fundația Post-Privatizare de 32%. Obiectul de activitate constă în contragarantarea garanțiilor acordate de fondurile de garantare pentru credite și alte instrumente de finanțare contractate de IMM-uri, de la instituțiile de credit și instituțiile financiare nebancare. Obiectivul strategic al Fondului Român de Contragarantare pentru perioada 2011-2013 îl constituie perfecționarea, dezvoltarea, diversificarea inovativă și modernizarea mecanismelor și instrumentelor de contragarantare în scopul creșterii rolului instituției în procesul de facilitare a accesului la finanțare al IMM-urilor. Misiunea noastră este de a contribui la dezvoltarea sectorului IMM, de a sprijini cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri structurale, de a crește capacitatea de expunere a fondurilor de garantare ca efect al contragarantării, de a contribui la creșterea economică, a crea și menține locurile de muncă și implicit la creșterea competitivității economice românești, și de asumarea bunelor practici europene privind accesul la finanțarea al IMM, la perfecționarea mecanismelor și instrumentelor de operare proprii. Aș vrea să menționez faptul că Fondul Român de Contragarantare a luat naștere ca urmare a acestei necesități și de a facilita accesul la finanțare pentru mărirea efectului de leverage al fondurilor de garantare și este singurul fond de contragarantare din România, având în vedere că la nivel european această practică există de ceva ani. Principiile contragarantării reprezintă tratamentul nediscriminatoriu al IMM, transparența condițiilor de acordare și de plată, sprijinirea prioritară a absorbției fondurilor europene și a investițiilor, dispersia riscului ca efect al contragarantării. Contragarantăm garanțiile aferente creditelor, scrisorilor de garanție bancară și altor instrumente de finanțare destinate finanțării investițiilor, ciclului de exploatare, proiectelor finanțate din fonduri structurale, finanțării proiectelor inovative, de cercetare, dezvoltare, de mediu și ale tinerilor antreprenori. Practic, beneficiarii, în acest caz IMM-urile, vor trebui să completeze un singur formular în momentul în care vin la bancă, prin care, pe proprie răspundere, prin care să îndeplinească aceste condiții. Faptul că sunt IMM-ul potrivit legii, nu sunt considerate întreprinderi în dificultate, nu sunt în executare silită, închidere operațională, dizolvare, lichidare sau administrare specială. Suma ajutoarelor de minimis primite într-o perioadă de 3 ani fiscal nu depășește echivalentul în lei a 200.000 de euro, respectiv 100.000 de euro pentru IMM-urile cu activitate de transport rutier și 7.500 pentru IMM-urile din sectorul producției primare de produse agricole. Aceste IMM-uri, de asemenea, trebuie să desfășoare activități eligibile pentru acordarea de ajutoare de minimis sub formă de contragarantie și, desigur, sunt excluse anumite coduri CAEN în ceea ce privește producția de armament, alcool, tutun și jocuri de noroc. Condițiile de acordare a contragaranțiilor, practic, sunt niște procente maxime de contragarantare și anume IMM-urile care accesează finanțări bancare de orice tip pentru investiții și pentru capital circulant sunt procente de garantare de până la 75% respectiv 60%.
Dorim să încurajăm, așa cum am mai spus, cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri europene și procentele de cogarantare sunt mai ridicate, de 80% respectiv 70%. Micro-întreprinderile înființate de întreprinzătorii debutanți, practic, au un nivel mult mai ridicat al procentului de contragarantare de până la 80%. Reducerea comisionului de garantare în puncte de bază, practic pentru IMM-urile cu istoric de funcționare, este de 45 până la 35 de basis points, de puncte de bază. Pentru IMM-urile nou înființate, pentru startup-uri, de 50 respectiv 40 de puncte de bază, iar pentru micro-întreprinderile înființate de întreprinzătorii debutanți, practic sunt de 150 de puncte de bază. Deși am devenit operaționali în un an și jumătate, practic am reușit să înființăm patru scheme de contragarantare și anume cele care se referă la finanțările contractate de IMM-uri cu istoric de funcționare, cele care se referă la contragarantarea garanțiilor IMM-urilor pentru startup-uri, cele care se referă la întreprinzătorii din producția primară agricolă și cele care sprijină înființarea și dezvoltarea micro-întreprinderilor de către întreprinzătorii tineri. Practic, pe acest slide vedem esența, am încercat să surprind esența contragarantării. Deci ajutorul de minimis în cadrul normelor Fondului Român de Garantare reprezintă exact diferența între comisionul de garantare pe care IMM-ul îl plătește în condițiile pieței și comisionul de garantare redus pe care îl plătește fondului de garantare ca urmare a contragarantării garanției de către fond. Valoarea maxim contragarantată a expunerii pe un beneficiar este de 1.200.000 de euro, respectiv 600.000 de euro, pentru IMM-urile care activează în sectorul transportului rutier și 45.000 de euro pentru IMM-urile din producția primară de produse agricole și 64.000 de euro pentru întreprinzătorii tineri. Efectele contragarantării sunt niște efecte directe asupra IMM-urilor, faptul că un IMM beneficiar al unei garanții contragarantate obține un ajutor de minimis sub forma unei reduceri din valoarea comisionului de garantare datorat pentru acordarea garanției, cuprinsă între 35 și 150 de puncte procentuale. Faptul că IMM-ul nu plătește niciun comision suplimentar în procesul de acordare a contragaranției, aceasta fiind gratuită pentru beneficiarul direct, IMM-ul beneficiază de același timp de răspuns la analiza și la aprobarea garanțiilor contragarantate. Și v-am spus, trebuie completat un singur formular. Mecanismul contragarantării, practic acesta este circuitul, să spunem, documentelor. IMM-ul, desigur, se duce la finanțator, unde depune documentația necesară cerută de finanțator, conform normelor acestuia, declarația de încadrare în categoria IMM și pe proprie răspundere că nu este în dificultate și bilanțurile aferente ultimelor două exerciții financiare încheiate. Desigur, acest lucru nu se aplică la startup-uri. Finanțatorul, la rândul lui, primește cererea de finanțare, aprobă finanțarea cu garanția din partea fondurilor de garantare și transmite cererea de garantare către fondurile de garantare. Fondul de garantare primește solicitarea de garantare, aprobă garanția, transmite cererea de contragarantare către noi, către fondul de contragarantare și aplică un comision de garantare deja redus, constituind ajutor de minimis ca urmare a contragarantării. Fondul Român de Contragarantare primește notificarea cu garanțiile contragarantate propuse spre confirmare, respectiv solicitarea de contragarantare, verifică încadrarea IMM și a garanției în condițiile normei de contragarantare, confirmă contragaranțiile și informează fondul de garantare și monitorizează mecanismele de reducere a comisionului de garantare, constituind ajutor de minimis sub formă de contragaranție. Aici sunt câteva avantaje ale contragarantării pentru IMM și anume, în primul rând, facilitarea accesului la finanțare și diminuarea costului total al creditului suportat de IMM datorită comisionelor de garantare reduse.
creșterea competitivității, sustenabilității și a numărului de IMM finanțate, efectul de multiplicare prin oportunități îmbunătățite de creditare bazate pe împrumuturi subordonate, protejarea locurilor de muncă și crearea altora noi de către IMM-urile beneficiare, consolidarea și dezvoltarea antreprenoriatului în toate regiunile de dezvoltare ale României prin sprijinirea demarării activității și sau dezvoltării firmelor nou înființate și îmbunătățirea capacității și ratei absorbției fondurilor structurale de către IMM. Pot să vă spun că până în momentul de față am acordat contract garanții, deci sunt cifrele la iulie, pentru de aproximativ 5700 de contract garanții în valoare de 175 de milioane de euro. Avantajele contragarantării pentru fondurile de garantare, desigur creșterea capacității de garantare ca structură și volum prin preluarea de către FRC a unei părți importante din riscul asumat de fondurile de garantare, stimularea și motivarea dezvoltării unor produse de garantare noi și inovative pentru capitalul de risc, finanțări oferite de investitorii privați de succes sau scheme de microcreditare, îmbunătățirea cooperării cu instituțiile financiare, precum și cu autorități și structuri publice centrale și creșterea solvabilității fondurilor de garantare și a funcționării sustenabile a întregului sistem de garantare. Pentru finanțatori, contragarantarea practic vine să întregească un circuit de finanțare complet, având ca efect consolidarea încrederii în instituțiile de garantare și creșterea capacității de finanțare a IMM, o deschidere mai mare către noi instrumente de finanțare, o diminuare a riscului de credit și creșterea calității portofoliului finanțatorilor, sprijin în acordarea creditelor prin analiza și evaluarea solicitărilor, inclusiv la nivelul fondurilor de garantare, efecte agregate pozitive privind fondurile proprii, lichiditate ridicată a garanțiilor contragarantate în comparație cu alte tipuri de garanții și efectul de multiplicare a finanțărilor acordate IMM-urilor. La nivel național avem încheiate convenții de contragarantare cu Fondul Național de Garantare a Creditorilor pentru IMM-uri, cu FNGC IMM-ul și cu sucursalele naționale, cu Fondul Român de Garantare a Creditelor pentru Întreprinzătorii Privați și Fondul de Garantare a Creditului Rural. De asemenea, avem protocoale de colaborare semnate cu IBR, Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru IMM-uri, Consiliul Național al IMM-urilor și Asociația Oamenilor de Afaceri. Din anul 2010, Fondul Român de Contragarantare este membru al Asociației Europene a Societăților Mutuale de Garantare, asociație care reunește 36 de instituții de garantare și contragarantare din 22 de țări, membre în Uniunea Europeană și Turcia, care are ca principale obiective promovarea instrumentelor de garantare și contragarantare, reprezentarea intereselor sectorului în dialogul cu instituțiile europene și internaționale și asigurarea schimbului de informații și bune practici în domeniu. Cam asta am avut de spus. Mulțumesc!